contractul e viu. De-a lungul timpului, lucrurile se pot schimba. Banca trebuie să accepte faptul că situația financiară a consumatorului se poate schimba. Consumatorul trebuie să accepte faptul că trebuie să plătească. Și atunci, întotdeauna, deschiderea și comunicarea trebuie să primeze. Nu trebuie să mergem pe principiu că speculăm și dacă a obținut vecinul, trebuie să obțin și el. Cererea trebuie să fie pur și simplu clară, trebuie să fie susținută de documente și dacă părțile înțeleg această viață a contractului, poate demara această procedură. E nevoie de încredere încă de la început. Cum altfel îți lași banii pe care îi strângi o viață la bancă? Cum altfel, fără încredere, te poți duce să vorbești cu un om din bancă și să-i spui ce probleme ai și să găsim împreună o soluție ca să rezolvăm problemele alea? Cum altfel banca poate să îți dea, în schimb unor hârtii semnate, niște bani în cont pe care tu să-i folosești? Cred că pandemie ne-a învățat, de fapt, dificultățile în viață clienților noștri, fie persoane juridice, fie persoane fizice, poate să fie structurale, poate să fie conjuncturale. Atunci, soluțiile nu poate să fie simple și fixe, trebuie să fie adaptate. Nu trebuie să uităm că nu toate cererile care vin către CSLB vizează, de exemplu, contractele de credit, aproximativ 90% sunt cele care vizează marea masă, într-adevăr, a cererilor care vizează contractele de credit. Sunt însă și, eu știu, cazuri sau cereri care vizează alte servicii bancare, serviciile de plată, cereri referitoare la depozite, la diverse alte operațiuni cu carduri și în care, practic, persoanele nu urmăresc neapărat, știu eu, diminuarea unui efort de plată, cum este cazul contractului de credit, dar urmăresc rezolvarea unor probleme care i-au nemulțumit.